Bună seara și bine v-am găsit! Iată titlurile serii. Gabriela Dorgăi a fost înmormântată astăzi la cimitirul de pe strada Pietroasa. Alături au fost familia, prietenii, colegii și admiratorii. Sărmărenii s-au înghesuit să fie testați în vederea depistării diabetului. Analizele au fost gratuite și suportate în întregime de Consiliul Județean. Institutul Național de Statistică a confirmat că România este pe creștere economică, așa cum se așteptau și specialiștii. Gabriela Dorgăi a fost condusă astăzi pe ultimul drum la funeraliile actriței. Au fost prezenți pe lângă familie, colegi și prieteni și admiratorii actriței. Slujba s-a ținut la cimitirul de pe strada Pietroasa. Actrița Gabriela Dorgăi a fost condusă astăzi pe ultimul drum. Colegii de la Teatrul de Nord au ținut discursuri în memoria ei. Era atât de tăcută uneori că auzeam în preajma ei cum bate inima de fluture. La sfârșitul reprezentației, când se nimerea să fim împreună la aplauze, mă strângea de mână cu putere, descărcând parcă aplauzele din inima ei în palma mea. Prietenii și cunoștințele actriței și-au găsit cu greu cuvintele printre lacrimi. Managerul Teatrului de Nord, Vasile Țăran, l-a descris pe cel care se face vinovat de moartea actriței cu un singur cuvânt, monstru. O femeie minunată era. Minunată, nu pot să vă dau alte detalii. Ce s-ar mai putea spune în situația asta? Că un monstru sau mai mulți monștri sunt liberi printre noi și o mamă, în plinătatea, la mijlocul vieții și în plină forță, trebuie să părăsească viața, să-și părăsească copilul. Trupul neînsuflețit al Gabrielei Dorgăi a fost găsit de o tânără sătmăreancă luni în jurul prânzului pe malul Someșului, chiar în zona centrală. De atunci, polițiștii încearcă identificarea și arestarea criminalului. Ziua diabetului a fost marcată la Satul Mare printr-o acțiune medicală de depistare precoce a afecțiunii. Consiliul Județean a oferit fondurile necesare realizării unor investigații amănunțite pentru sătmăreni. Acțiunea de astăzi a fost determinată și de faptul că tot mai mulți sătmăreni, printre care și copii, ajung să sufere de diabet. Consiliul Județean împreună cu spitalul și cadrele medicale s-au mobilizat pentru a organiza o acțiune de testare a populației pentru depistarea diabetului. Ziua de 14 noiembrie a fost declarată Ziua Mondială a Diabetului de către Forurile Internaționale, dar nu ca să sărbătorim această boală, ci dimpotrivă să o marcăm ca fiind un inamic al sănătății al mileniului 3. Se vor face toate testele care sunt necesare pentru depistarea diabetului zaharat sau eventualului sindrom de intoleranță la glucoză. Domnul doctor Silag a mai organizat astfel de acțiuni la nivelul Spitalului Județean de Urgență, chiar în această locație, și în acest sens noi chiar am făcut o solicitare populației ca să se prezinte cei care nu se cunosc cu diabet zaharat. Fondurile necesare testării gratuite au fost asigurate exclusiv de către Consiliul Județean pentru a-i sprijini pe sătmăreni. Mulțumesc frumos pentru faptul că sunteți implicați în aceste acțiuni care vin de fapt în sprijinul populației. Mulțumesc în numele conducerii Consiliului Județean și vă mulțumesc dumneavoastră conducerii Spitalului Județean de Urgență. Și ce este foarte important de specificat, este o acțiune derulată de către Consiliul Județean în colaborare sau prin intermediul Spitalului Județean de Urgență. Este o acțiune la care eu am ținut foarte mult împreună cu președintele Consiliului Județean și cu colegul meu Rudolf Ridl să organizăm noi. Să organizăm noi pentru că instituția cea mai importantă din județul Satu Mare este Consiliul Județean. Și nu mi se pare normal, nu mi se pare normal nouă să apelăm la sponsor, să aibă încredere în noi. Atât timp cât vom conduce Consiliul Județean, sistemul de sănătate din județul Satu Mare va fi altul. Eu vă rog pe toată lumea, cine urmărește această acțiune, să-și facă bine, să vină
aici sau în altă parte să-și facă aceste teste, să știe cât este ceasul. Acțiunile de astăzi au avut loc în contextul în care tot mai mulți sătmăreni suferă de diabet, o boală care în țările dezvoltate pare a fi devenit pandemică. A apărut și în rândul copiilor și în același timp a crescut și numărul copiilor cu diabet de tip 1. Dacă ne gândeam la 100 de milioane de diabetici pe plan mondial, acum ne gândim la în câțiva ani vor fi în jur de jumătate de miliarde de oameni. Sătmăreni au stat la coadă pentru a beneficia de analizele gratuite. Unii au venit preventiv, în timp ce alții aveau deja suspiciuni că s-ar putea să aibă glicemia crescută. Pentru analiză la diabet? Da, eu tare sunt mulțumit că este așa ceva și totdeauna viu fiecare an. Am primit bilet de trimitere și mi s-a făcut la două laboratoare și am avut la unul 190 și la unul am avut 240 și de-aia am vrut să vin aici să văd. Dar până acum n-am avut. Inițiativa Consiliului Județean este susținută și de instituția prefectului. Am venit din solidaritate față de cetățenii care vor participa și se vor, mă rog, bucura de acest eveniment, în sensul că vor avea ocazia să testeze glicemia. Și aș vrea să dau un semnal pentru cei care n-au venit, să vină cu toții dacă este o ocazie, mă rog, oportună de a-și testa sănătatea. Nu este pentru prima dată când Consiliul împreună cu Spitalul organizează astfel de acțiuni. Conducerea județului promite că are fondurile necesare pentru susținerea întregului sistem medical de la noi. Noi nu avem nevoie de sponsori. Consiliul Județean este în măsură să finanțeze orice acțiune la nivel județean în folosul cetățenilor. După încheierea acțiunii medicale, fațada spitalului vechi va fi iluminată în albastru în semn de susținere a luptei împotriva diabetului. A riscat să fie închis, a fost subfinanțat, iar pacienții și cadrele medicale au avut de suportat un mediu impropriu pentru desfășurarea actelor medicale. Toate s-au schimbat. Consiliul Județean a sprijinit refacerea ambulatoriului din Negreștoaș, iar acum unitatea spitalicească se ridică la standardele europene și are aparatură modernă. Astăzi a fost tăiată panglica inaugurală la ambulatoriul de specialitate din Negreștoaș. Investiția a fost realizată cu susținerea Consiliului Județean. Autoritățile s-au zbătut pentru a ține deschis spitalul și pentru a asigura celor din zonă asistență medicală de calitate. Prin deschiderea ambulatoriului, pacienții vor beneficia de investigații pe care altădată trebuiau să plece în alte localități. În urmă cu câțiva ani, când s-a făcut reforma în sistemul sanitar și se închideau spitalele, cu greu am reușit să salvăm închiderea Spitalului Negreștoaș. De asemenea, îmi amintesc cu mare bucurie faptul că, iată, în ultimii 2 ani s-au redeschis o serie de spitale, iar altele s-au modernizat. Consiliul Județean a dat asigurări că există fondurile necesare nu doar pentru refacerea infrastructurii de sănătate, ci și pentru dotarea cu aparatură performantă. Grație sumelor venite din partea Guvernului Ponta, se vor achiziționa tot ceea ce este necesar pentru unitatea spitalicească. Modernizarea Spitalului Județean aici, și la dumneavoastră, și la noi, dacă asta înseamnă doar că zugrăvim puțin, păi atunci ai liniștim că vom primi sprijin de la Guvernul Ponta și pentru aparatura medicală și acest lucru este deja o certitudine. Da, prin Ministerul Dezvoltării s-a alocat suma de 2.200.000 de lei pentru aparatura medicală pentru orașul Negrești. Este un lucru extraordinar de bun, vedeți, și pentru ceea ce s-a făcut până acum, deja se vede, dar în următoarele luni o să vedeți că sistemul de sănătate din Negrești se va schimba complet. Autoritățile locale se bucură mai ales că resimt sprijinul oferit de către Consiliul Județean și Executiv. Este un moment de bucurie când reușim să finalizăm un proiect și actul medical să se desfășoare în niște condiții bune, așa cum le așteptăm de mulți ani. De aceea, eu vă mulțumesc pentru că sunteți aproape de Spitalul din Negrești și implicit de orașul nostru și de zona noastră. De asemenea, vreau să mulțumesc pentru că prin ceea ce voi faceți acolo la Consiliul Județean, ne deziți drumul astfel încât să avem proiecte frumoase, integrate și să nu mai fie dușbănie nici în nevoia de a moderniza infrastructura în orașul Negrești, pentru că avem mare nevoie, nici între cei care modernizează spitalele și nici între cei care investesc în școli. Înainte de modernizare, atât clădirea cât și aparatura erau uzate, iar fostul primar al orașului a recunoscut că a fost nevoie de o campanie susținută pentru ca spitalul să nu fie închis de guvernarea trecută.
parteneri europeni, lideri de la Bruxelles, vicecancelarul Germaniei, toți își doresc ca Victor Ponta să fie președintele României. Ponta este susținut de 7 premieri din Europa, dar și de alți importanți lideri externi. Ponta este susținut de 7 premieri din Europa, dar și de alți importanți lideri externi. Pentru Victor Ponta și-au declarat susținerea Matteo Renzi, prim-ministrul Italiei, Iurie Leanca, prim-ministrul Republicii Moldova, Bohuslav Sobotka, prim-ministrul Cehiei, Sigmar Gabriel, vicecancelarul Germaniei, șeful SPD din Germania, Martin Schulz, președintele Parlamentului European, Alexander Vučić, prim-ministrul Serbiei, Edi Rama, prim-ministrul Albaniei, Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei, Irakli Garibashvili, prim-ministrul Georgiei, Elio Di Rupo, fost prim-ministru al Belgiei până pe 11 octombrie, Gianni Pitella, președintele grupului SND din Parlamentul European, Sergei Stanșev, președintele PES, fost prim-ministru al Bulgariei. Pe lângă toți acești mari lideri europeni, pentru Victor Ponta și-a mai declarat public susținerea peste 100 de mari personalități ale lumii academice, medicale, artistice și sportive. Printre aceștia se numără oameni precum Tudor Gheorghe, Raed Arafat, Radu Beligan, Ilie Năstase, Nicu Alifantis, Helmut Ducadam, Sorin Ilfoveanu, Dorel Vișan, Leonard Doroftei, rector universitar și academicieni din toată țara. Socialdemocrații subliniază că Iohannis este cel mai slab candidat, acesta nu știe economie, nu cunoaște Constituția, habar n-are de politică externă, nu știe să ia decizii. Cu fiecare apariție publică, Iohannis arată că nu are nicio pregătire pentru a fi președintele României. Dezbaterile față în față cu Victor Ponta au scos în evidență și mai mult incompetența candidatului ACL pe chestiuni care țin de economie, de legislație, de funcționarea Parlamentului, de Constituție, de politica externă. Diferențele dintre cei doi candidați sunt imense. Iohannis nu se ridică la nivelul de competență cerut de funcția de președinte al României. El este ajutat să se exprime, să transmită mesaje de către oamenii din jurul său. Cine sunt acești oameni? Blaga, Predoiu, Anastase, Videanu, toți oamenii lui Traian Băsescu. Nu a știut cât este pensia medie în România, nu a știut cât este salariul minim, nu știe Constituția României, nu a vrut să vorbească despre politica externă în ultima dezbatere pentru că habar nu are, nu știe cum funcționează Parlamentul, cere convocări și voturi de pe o zi pe alta, nu a știut care este cea mai mare comunitate de români din diaspora și câți români trăiesc în Italia, nu a știut cât valorează un punct procentual din TVA, nu a fost niciodată la Chișinău și Cernăuți, nu a efectuat nicio vizită în diaspora în campanie, nu a știut cât este salariul mediu în Sibiu. Lipsa fundamentală de competență din partea lui Iohannis în ceea ce privește politica externă este extrem de periculoasă pentru România și pentru regiune. În actualul context delicat din regiune, România are nevoie de un lider puternic, cu experiență, un lider hotărât care știe să acționeze și să-și asume responsabilități. Ministerul de Interne a luat azi legătura cu prefecturile din toată țara pentru a discuta ultimele detalii legate de turul 2 al alegerilor prezidențiale. La nivelul județului Satu Mare, instituția prefectului a transmis că s-au luat toate măsurile pentru ca procesul electoral să se desfășoare în condiții de normalitate. Peste 58.000 de angajați ai MAI vor fi angrenați în această perioadă pentru buna desfășurare a procesului electoral. Ministrul de Interne, Gabriel Oprea, a intrat astăzi în direct cu responsabilii direcții din teritoriu pentru a se asigura că nu sunt probleme. Perspectiva celui care a acordat direct activitățile Ministerului Afacerilor Interne, pot să susțin cu toată convingerea că până în acest moment cu toții ne-am făcut datoria așa cum se cuvine. Mai sunt doar 2 zile până la desfășurarea celui de-al doilea tur al alegerilor pentru președintele României, desfășurarea în condiții de siguranță publică a acestui scrutin reprezintă o obligație pentru toate structurile cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice. Prefectul județului, Eugeniu Avram, i-a rugat pe sătmăreni să iasă la vot pentru că s-au luat toate măsurile ca procesul electoral să se desfășoare corect. De asemenea, acesta a precizat că au fost rezolvate problemele de la secțiile de vot din Curtuiuș, Berindan, Micula și Lazuri. Încă o dată fac apel către cetățeni să vină într-un număr cât mai mare la vot, pentru că am luat toate măsurile în așa fel încât votul lor să fie respectat. Turul al doilea al alegerilor prezidențiale va avea loc în peste 18.000 de secții de votare din țară, iar pentru acest scrutin au fost tipărite aproape 21 de milioane de buletine de vot, acestea urmând să fie predate sâmbătă președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare. În doar câteva minute vedem care sunt regulile pe care un bun creștin trebuie să le respecte în perioada postului. Institutul Național de Statistică a anunțat o creștere economică de 1,9% în trimestrul al treilea, revizuind și datele anterioare. Astfel, recesiunea tehnică nu se mai confirmă. Cele mai importante creșteri vin din industrie, comerțul cu amănuntul și din comunicații. Pentru cel de-al treilea trimestru, România are cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană.
Considerând că hotărârea Consiliului Local Medieșu Aurit de a-l revoca din funcție pe viceprimarul Radu Iancu cuprinde o serie de elemente neconstituționale, prefectura Satu Mare a sesizat instanța de contencios administrativ. Astfel, potrivit înștiințării adresate Consiliului Local Medieșu Aurit și spre știință primarului Silviu Zeta, prefectura Satu Mare a sesizat instanța de contencios administrativ pentru constatarea nulității hotărârii Consiliului Local Medieșu Aurit. În consecință, viceprimarul Radu Iancu este repus în funcție până la pronunțarea unei sentințe definitive și irrevocabile. Viceprimarul consideră că revocarea sa nu a avut alt scop decât influențarea electoratului și așteaptă să lucreze în continuare la proiectele pentru comunitate. Sper însă ca după alegeri să conlucrăm împreună atât cu primarul Zeta, cât și cu Consiliul Local pentru bunăstarea comunei și a locuitorilor ei, a afirmat Radu Iancu. Viceprimarul comunei Medieșu Aurit a fost revocat din funcție de Consiliul Local în baza unui proiect de hotărâre propus de 5 consilieri și susținut de primarul Silviu Zeta în ședința din 10 noiembrie. Tot la ședința respectivă, unul dintre consilierii PD l-a propus pentru funcția de viceprimar pe fostul primar Gheorghe Robaș, cel care până nu demult era considerat cel mai slab primar din istoria comunei Medieșu Aurit. Asasinarea Gabrielei Dorgai a creat panică și peste hotare. Jurnaliștii din Ungaria au asociat imediat evenimentul tragic petrecut duminică seara în Satu Mare cu o crimă similară care s-a petrecut anul trecut în Budapesta. Cristina Ghiuric Cardoșne, în vârstă de 36 de ani, a fost ucisă pe malul Dunării din Budapesta. Aceasta alerga, iar la un moment dat a fost prinsă, violată și ucisă. Chiar dacă a trecut aproape un an de atunci, polițiștii unguri nu au reușit să-l prindă pe ucigaș. Atât Gabriela cât și Cristina au fost găsite fără suflare după ce au fost asfixiate mecanic și cel mai probabil violate. Polițiștii maghiari au reușit să identifice probe ADN provenind de la două persoane, însă nu se cunosc alte detalii despre acestea. Cert este că aceștia nu exclud ca autorul sau autorii crimei să fie aceeași cu cea a actriței sătmărene. În 2010, Andreea Paul Vaș a făcut o declarație ce a avut repercusiuni pentru toți românii timp de mai mulți ani de zile. Această declarație nu a făcut decât să sublinieze faptele pentru care a suferit întregul popor român, în special pensionarii și bugetarii. Andreea Paul Vaș a declarat încă de pe vremea când era consilierul lui Emil Boc, premierul din acea vreme, că dacă guvernanții nu diminuează salariile și pensiile românilor, sunt niște tâmpiți. Bună dimineața, bun găsit la știri. Dacă nu aplicăm măsurile de austeritate asumate de guvern, suntem niște tâmpiți. În acest fel a justificat consilierul premierului Emil Boc, Andreea Paul Vaș, tăierile salariilor și pensiilor. Declarația a fost făcută aseară la Postul Național de Televiziune. Forurile internaționale la decizia guvernului de a face o asemenea tăiere fără precedent au ridicat sprâncene și au întrebat, sunteți în stare să faceți așa ceva? E foarte bună întrebarea. Dacă nu o să facem treaba asta, suntem niște tâmpiți. Aceasta este acum o susținătoare înverșunată a candidatului ACL Klaus Iohannis, care dorește să ajungă președinte, promovând sloganul România lucrului bine făcut, în condițiile în care echipa de campanie a acestui candidat a susținut în trecut guvernarea partidului PDL, în care era membru și Andreea Paul Vaș. Spitalul din Turț, închis de guvernarea Boc, primește o nouă întrebuințare. Primarul a reușit împreună cu un ONG din Baia Mare să acceseze un proiect care va oferi bătrânilor, dar și copiilor de aici, asistență social-medicală. Spitalul din Turț își rea activitatea. Chiar dacă nu va mai funcționa ca celelalte unități spitalicești, autoritățile locale au găsit soluții pentru ca oamenii din comună să poată beneficia de asistență medicală chiar la ei acasă. În parteneriat cu un ONG din Baia Mare, clădirea spitalului va fi transformată într-un centru medico-social. Vor lucra aici cadre medicale, se vor face controle, iar 40 de locuri vor fi disponibile pentru bătrânii care au afecțiuni și nu se pot trata singuri acasă. În plus, va fi înființată și o cantină socială și un centru de meditații școlare pentru copii. Spațiul la Turs, care cândva era un spital cu 4 secții, un spital care a funcționat de sine stătător o perioadă, după care a trecut ca secție exterioară a Spitalului Negrești, o clădire aproape nouă, construită, dar o construcție poți să o păstrezi prin a-i da suflet să funcționa. Totul a fost posibil grație încrederii pe care guvernul Ponta a arătat-o acelor organizații non-profit care susțin economia socială și implementează proiecte pentru dezvoltarea zonei rurale. 22 septembrie, în prezența primului ministru României, domnul Victor Ponta, în Palatul Victoria, am reușit să semnăm contractele. Organizația noastră a reușit și împreună cu filiala RAD, a reușit să câștige cele mai multe proiecte din România. Autoritățile județene sunt bucuroase de faptul că parteneriatele dintre primării și ONG-uri duc nu doar la îmbunătățirea calității vieții în mediul rural, ci și la angajarea persoanelor din localitățile în care aceste proiecte sunt implementate. Pentru județul nostru, pentru implementarea lui la nivelul județului nostru, vă asigur, atât din partea instituției prefectului, cât și din partea serviciilor publice deconcentrate, veți avea tot sprijinul. Aducem plus valoare în
localitate, tot încercăm să păstrăm, toate beneficiile se păstrează în localitate, în județ. Prin aceste politici încercați să reparați și să redați oamenilor o speranță, să redați locuri de muncă, cum este și cazul de aici de la Turți, unde veți avea 22 de locuri de muncă, ceea ce nu este puțin pentru sistemul în care vor face parte și medici, asistenți medicali, infirmieri, persoane auxiliare și veți avea 40 de locuri în acest centru, 40 de locuri în care oamenii o să poată să se trateze, o să poată să mănânce, să stea aici și e o realizare excepțională pentru Comuna Turți. Dacă asistența medicală era așteptată de locuitori, autoritățile locale au avut curajul să adopte și un concept mai nou, de data aceasta pentru școlari. Cum în zonele rurale nu sunt bani foarte mulți, dar cei mici își doresc să învețe, ei vor putea frecventa centrul de meditații și vor achita cursurile cu produse din gospodărie. Este o șansă ca turțenii să ajungă cunoscuți în întreaga țară. Avem o serie de produse care se realizează în teritoriu, în țara Oașului, în mod deosebit. Și nu întotdeauna avem unde să le valorificăm, iar acest circuit închis ne-ar asigura suficiente posibilități să le valorificăm. Contractul pentru demararea proiectului a fost semnat astăzi, iar turțenii au sărbătorit împreună cu autoritățile, așa cum au știut ei mai bine, adică cu dans și cântec oșenesc. Județul are strategie de dezvoltare economică și va avea și un parc industrial. Un prim pas a fost făcut astăzi prin lansarea revistei Oportunități de afaceri și investiții în județul Satu Mare. Broșura are rolul de a prezenta antreprenorilor resursele și potențialul zonei. Investițiile în parcurile industriale și-au dovedit eficiența, așa încât Consiliul Județean dorește realizarea unui an nou. Dar și noi, Consiliul Județean, o să vedeți în cel mai scurt timp, vom avea un parc industrial al județului Satu Mare. Și anul viitor acest lucru va fi realizat. Revista lansată astăzi are și rolul de a încuraja investitorii și de a le prezenta uriașul potențial al județului. Este o broșură care promovează și prezintă potențialul de afaceri, prezintă potențialul natural, uman al județului nostru, pune accent pe zonele de dezvoltare, prezintă resursele disponibile în fiecare microregiune geografică, prezintă exemple de afaceri, exemple de succes de pe rajda județului nostru. Cred că este foarte, foarte mare nevoie de o asemenea prezentare. Autoritățile se pregătesc și pentru exploatarea potențialului geotermal prin deschiderea unei mari stațiuni balneare. Avem un proiect al nostru de dezvoltare a unei stațiuni balneare, cum probabil nu o să mai fie în acest județ, chiar dacă sunt dezvoltate câteva stațiuni mai mici și probabil mai performante va fi ca și în alte județe. Revista lansată astăzi este pentru investitori și ea va fi prezentată la târgurile și evenimentele organizate de Consiliul Județean în țară și în străinătate. După investițiile de anul trecut, școala Vasile Lucaciu a primit și anul acesta sprijinul primăriei pentru dotarea laboratorului de informatică și reabilitarea acoperișului la sala de sport. Administrația locală a participat azi la evenimentul de recepție a lucrărilor care se vor continua și în anii următori. Directorul școlii gimnaziale Vasile Lucaciu a invitat astăzi pe oficial pentru a verifica unde au fost investiți cei peste 5.000 de lei alocați acestei instituții în ultimul an. Lucrările au vizat repararea acoperișului sălii de sport, dotarea laboratorului de informatică și igienizarea sălilor de clasă. V-am promis că am un singur obiectiv, obiectivul acoperirii sălii de sport. Acoperișul era o problemă care m-a durut, dat fiind faptul că se infiltra apa acum
Asta este. Am făcut o economie de bani. Anul trecut am și returnat la primărie 40.000 de RON, 400 de milioane de lei vechi, spunând că mai bine cheltuim anul ăsta pentru un obiectiv clar, bine determinat, și am acoperit cu tablă zincată de 4 metri. Dorel Coica a precizat că mai sunt probleme de rezolvat la această școală, dar primii pași spre modernizarea instituției au fost deja făcuți. Doresc, și o repet, doresc ca toți elevii care învață în municipiul Satu Mare să fie foarte, foarte bine pregătiți. Pentru asta au nevoie de condiții și noi avem obligația să asigurăm aceste condiții. Noi, conducerea primăriei, Consiliul Local, și să vă asigurăm că vă avem în vedere și în continuare vom investi și în anii viitori în unitățile școlare. Investițiile în învățământ reprezintă o prioritate pentru actuala conducere a primăriei, deoarece în ultimii ani unitățile școlare nu au beneficiat de prea mulți bani în dotarea cu material didactic și reabilitarea clădirilor unde elevii își desfășoară o bună parte din timp. Un eveniment medical de anvergură națională și internațională și-a deschis porțile pentru toți asistenții medicali din județ și din țară. În program sunt incluse dezbateri și conferințe ce vizează instruirea personalului din sistemul de sănătate, dar și educarea comunității în prevenirea bolilor cronice. La conferința, care va continua și mâine, participă peste 150 de persoane, cadre didactice și elevi de la școlile post-liceale, precum și asistenți medicali care lucrează în unități medicale din țară și din străinătate. Va fi un bun prilej de a realiza un schimb de experiență, având în vedere că avem reprezentanți multor școli, unele de prestigiu, sau majoritatea de prestigiu din țară, și în al treilea rând, de a aborda această temă care am menționat-o, și anume îngrijirile de nursing, deci aceste îngrijiri care sunt de mare importanță pentru sănătatea oamenilor, mai ales pentru reabilitarea în cazul de boală, dar nu numai, și care reprezintă esența activității de asistent medical. Președintele Asociației de Nursing din România a prezentat obiectivele asociației pe care o conduce, dar și importanța asistentelor medicale în sistemul de sănătate, acestea reprezentând cea mai numeroasă categorie profesională implicată în acordarea serviciilor medicale. Am ales această tematică pentru ziua de astăzi, îngrijirile nursing de calitate, pentru că Consiliul Internațional al Nurselor descrie două mari responsabilități ale nurselor: de a îmbunătăți starea de sănătate a populației și de a contribui la realizarea dezvoltării obiectivelor mileniului. La deschiderea conferinței internaționale a participat și prefectul Eugeniu Avram. Pe parcursul celor două zile urmează să fie prezentate 58 de comunicări științifice pe teme diverse care privesc atât personalul medical, cât și comunitatea. Conducerea Liceului Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt a primit azi vizita oficialităților după ce, pe parcursul anului, administrația locală a investit în proiectele liceului legate de reabilitarea curții și construirea unui centru multifuncțional în aer liber. Directorul liceului, preotul Gabriel Groza, a ținut să precizeze în cadrul evenimentului de recepție că administrația locală a făcut investiții în baza sportivă, în aspectul grădinii și al aleilor, dar și pentru îmbunătățirea condițiilor de la grădiniță. Pentru recepția finală a lucrărilor exterioare, realizate în curtea Liceului Teologic Ortodox și în curtea grădiniței, unde, după cum se vede, am amenajat aleile, am amenajat un centru multifuncțional, la grădiniță am amenajat un parc de joacă pentru copii și toate lucrurile care s-au făcut, iar acum conducerea primăriei și comisia de recepție face recepția finală pentru toate lucrurile care s-au realizat în anul 2014. Edilul municipiului s-a declarat mulțumit de modul în care conducerea unității școlare a gospodărit sumele primite, dar și de calitatea lucrărilor realizate la baza sportivă. Modul dumneavoastră de a gospodări banii publici și aveți realizări deosebite. Sincer, sunt impresionat. Și baza sportivă este foarte bine realizată. În continuare o să vă bucurați de sprijinul Consiliului Local și al primăriei. Legat de anvelopare, de izolare, o să aveți tot sprijinul nostru. Chiar încercăm să vă introducem pe un proiect european. Ați văzut că noi,
primăria, Consiliul Local, investim extrem de mult în unitățile școlare, atât la creșe, la grădinițe și școli, licee, colegii. Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt este singura unitate școlară din județ care pune atât de mare accent pe învățământul teologic ortodox. Pe lângă aceasta, liceul este unic în țară prin faptul că în cadrul acestuia învață elevi din toate ciclurile de învățământ, inclusiv preșcolari. Dezvăluiri șocante la un post național în ultima zi de campanie despre candidatul ACL. O echipă de jurnaliști au realizat o serie de interviuri chiar în Canada, țara în care se presupune că au fost duși copiii din România. Mama adoptivă și un prieten al familiei au vorbit cu reporterii despre implicarea familiei Iohannis în procesul de adopție. Declarația mamei adoptive este cel puțin șocantă. Aceasta aflată de la o persoană misterioasă despre familia Iohannis, care i-ar putea ajuta să găsească familii dispuse să renunțe la copii. Mărturia unui pastor apropiat familiei confirmă faptul că familia Lalande avea un ghid care cunoștea familii aflate în condiții sociale dificile. Declarația acestei doamne vine să contrazică cumva declarațiile lui Claus Iohannis, care spunea că nu a făcut altceva decât el împreună cu soția sa să-i ajute pe cei păsătii la lan să-i înfieze pe copiii români și că doar s-a ocupat de traducere. A existat o persoană de legătură în Canada care i-a pus în contact cu persoana din România în stăță cu Claus Iohannis și e clar că la mijloc a fost vorba de o tranzacție, dacă putem să o numim așa. A certain person, a Romanian person. She really didn't talk a lot about that. It sounded like there was someone who was guiding her, who knew the family. They knew the situation. They dragged it out, and then in addition to that, people were using it as a means to get money. This is 25 years ago. Yeah. I know that the $3,500 was substantial for them. Arlen Lalande a mai vorbit reporterului și despre faptul că relația cu familia Iohannis nu a fost una de ocazie. Carmen și Klaus au fost gazdele timp de 3 luni ale familiei canadiene. Klaus and Carmen Iohannis. You live with them for 3 months. They allowed us to stay with them. Mama adoptivă a confirmat și faptul că au fost dați bani pentru copii, iar pastorul canadian a aflat și el de la aceeași persoană că și în presa de peste ocean se vorbea despre sume colosale plătite unor părinți care erau dispuși să se despartă de copii. Familia din Răchițel a fost mai modestă, a cerut și a primit, potrivit declarațiilor mamei, $500 și a mai cerut și o sobă pentru încălzire. La Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt, elevii au început de la primele ore ale dimineții să colinde. Asta pentru că de azi începe postul Crăciunului, care se va încheia în seara de 24 decembrie. Creștinii care țin post trebuie să știe că în această perioadă de 40 de zile sunt și dezlegări la pește, unde lemn și vin, în special în zilele de sâmbătă, duminică sau de celelalte sărbători religioase. Biserica vorbește despre postul Crăciunului ca despre un post al bucuriei, pentru că el anticipează nașterea Mântuitorului Iisus. Cu ajutorul lui Dumnezeu, credincioșii Bisericii Ortodoxe Române încep de astăzi postul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Un post care va ține până în data de 24 decembrie, este un post al bucuriei, un post în care credincioșii se pregătesc sufletește și trupește prin renunțarea la anumite mâncăruri, la anumite băuturi, la petreceri și se pregătesc mai mult duhovnicește pentru acest moment sfânt de a-L primi în peștera sufletului lor pe Mântuitorul Hristos, care a venit, iată, între noi oamenii ca să aducă mântuirea și izbăvirea omenirii. Postul Crăciunului este unul dintre cele 4 posturi de mai multe zile din timpul anului bisericesc. Este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Biserica îndeamnă credincioșii ca în această perioadă să nu se rezume la a schimba felurile de mâncare, ci să aducă schimbări la nivelul mentalității, al intențiilor, al atitudinilor, al relațiilor cu Dumnezeu, cu semenii și cu lumea materială. În continuare, urmăriți grupajul de știri pe scurt.
careieni au avut parte de o surpriză de proporții astăzi dimineață. Soția președintelui PNL Carei a făcut campanie candidatului Alianței PRPC Victor Ponta pe străzile orașului. Soția președintelui PNL Carei, Daniela Ciută, s-a intercalat astăzi dimineață în coloana de mașini care îi făceau campanie lui Victor Ponta și nici nu oriunde, ci chiar în primele locuri ale caravanei social-democrate. Careieni au fost uimiți de gestul soției președintelui PNL Carei, considerând că Daniela Ciută a renunțat să-l mai susțină pe candidatul ACL Klaus Iohannis și s-a reorientat brusc în ultima zi a campaniei electorale. Gestul Danielei Ciută ar putea servi drept exemplu tuturor membrilor și simpatizanților PNL Carei în privința susținerii candidatului Alianței PSD-UNPR-PC Victor Ponta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. O sătmărancă de 57 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost accidentată de un șofer care circula regulamentar. Femeia s-a angajat în traversarea bulevardului Transilvania printr-un loc nepermis, fără să se asigure, iar șoferul nu a mai putut face nimic pentru a o evita. În urma investigațiilor medicale s-a stabilit că a suferit o fractură la nivelul membrului inferior drept, iar ca urmare medicii au hotărât internarea acesteia la Spitalul Județean Satu Mare. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Elevii și preșcolarii vor strânge legume și fructe săptămâna viitoare în unitățile școlare pentru a le dona copiilor afectați de lipsa alimentelor. Prin acest demers, autoritățile implicate intenționează consolidarea abilităților copiilor de a trăi împreună cu ceilalți într-o societate unită și solidară, în care contează implicarea, angajamentul și responsabilitatea. La nivelul județului Satu Mare, această activitate a devenit deja o tradiție, anul acesta implicându-se în această campanie 2870 de preșcolari și elevi care sunt voluntari în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară. Inspectoratul Școlar Județean și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională invită părinții copiilor din grădinițe și școli să se alăture voluntarilor în acțiunea lor caritabilă. În doar câteva minute aveți informații din sport cu Florin Mureșan, iar Raluca Jofi ne va spune cum stăm cu vremea. Bună seara și bine am găsit la știrile din sport. Divizia la handbal masculin a ajuns la etapa a noua. Echipa sătmăreană pregătită de Nicolae Strate joacă mâine pe teren propriu cu Handbal Club Sibiu. Oaspeții se află pe o poziție mai jos, locul 6 decât CSM-ul, locul 5, așa că vom avea parte în sala Ecaterina Bot de un meci echilibrat. În privința lotului de jucători, e doar Cristian Jurji în convalescență după operația de la genunchi. În rest, handbaliștii sunt valiți și apți de joc, iar echipa sătmăreană ia în calcul doar varianta victoriei. Jocul de mâine, care va începe la ora 11 la sala Ecaterina Bot, va fi arbitrat de cuplul clujean Barbu-Badiu. Meciul etapei a noua, CSM Oradea întâlnește Academia Minaur, HCM Făgăraș, HCM Sighișoara, Universitatea Craiova Potaisa 2 Turda, Romcri Brașov Unit Alba Iulia, HCR Reșița Poli Timișoara 2 și Unic Cluj Național Sighișoara. Etapa 11 a Ligii Naționale de Basket Feminin programează și întâlnirea dintre Șep și Sfântul Gheorghe și CSM Satu Mare. Delegația noastră a plecat aspre Sfântul Gheorghe, unde mâine seară de la ora 18 în sala Ecaterina Sabo va juca împotriva unei formații care e pe val în acest sezon. Elevele Adrianei Pricop pornesc cu șansa a doua pentru că joacă în deplasare și întâlnesc o formație care în acest an are ca obiectiv încheierea pe podium a sezonului. Șeps și se află pe locul 3 al clasamentului, înregistrând 8 victorii și 2 înfrângeri. CSM Satu Mare continuă să rămână pe locul 10 și acolo va rămâne și după runda 11-a. Practic un meci între două forțe disproporționate, cu un avantaj clar pentru gazdele de mâine seară. În plus, publicul din Sfântul Gheorghe e recunoscut pentru faptul că vine număr foarte mare la sală. Dacă ne aducem aminte, în întâlnirile anterioare, chiar și la Satu Mare, Șeps avea o galerie numeroasă, poate mai numeroasă și mai gălăgioasă ca cea a CSM-ului. Din păcate, problemele de lot dau bătăi de cap staffului tehnic al echipei sătmărene. Flavia Ferenț, Luminița Manta și Renata Smutcă au probleme la genunchi, dar au făcut deplasare la Sfântul Gheorghe. Atmosfera la echipă este una bună, iar jocul de mâine poate fi un bun prilej de a exersa scheme și tactici. Partida dintre Șep și Sfântul Gheorghe și CSM Satu Mare va începe la ora 18 și va fi arbitrată de Alexandru Stamată din Ploiești și Dan Narcis din Buzău, în timp ce comisar din partea Federației Române de Basket a fost delegat Ioan Valerian din Târgoviște. Și voleibalistele de la CSM Satu Mare volează în deplasare la acest sfârșit de săptămână și nu oriunde, ci la echipa de pe locul 3 din acest sezon al diviziei A1, Știința Bacău și încă deținătoarea trofeului de campioană.
Tânăra echipă antrenată de Adrian Pricop are în față o misiune grea mâine, dar asta nu le sperie pe fete. În plus, cele patru straniere din lot promit să dea totul pe teren pentru a obține un punct. Asta dacă victoria nu prea poate intra în calcul. E foarte greu să emitem pretenții la o victorie în acest meci, dar nimic nu e imposibil și poate le luăm un set. Totuși, realist vorbind, în primul rând mergem să jucăm bine, să câștigăm experiență. Apoi poate în 2-3 ani o să ne putem bate de la egal la egal și cu echipele de top din România, a declarat Adrian Pricop. După 5 meciuri disputate, voleibalistele sădmărenci ocupă locul 8 în clasament cu 2 victorii, ultima chiar din etapa precedentă cu SCM Craiova. Echipa a pornit azi dimineața spre Bacău, un lot cu Victoria Dietkova, Ivana Zburova, Alexis Matthews, Adriana Matei, Beaida Vaida, Alexandra Mișca, Alexandra Molnar, Alison McCarthy, Daniela Dobre și Natalia Preda. Partida de la Bacău va începe la ora 11 și va fi arbitrată de cuplul Ieșean-Bârsan-Oatu. Imediat după jocul de la Bacău, voleibalistele se vor întoarce acasă pentru că duminică joacă în cadrul naționalelor de junioare. Atât din sport pentru moment, să aveți un sfârșit de săptămână plăcut alături de Nord-Vest TV. Bună seara! La acest sfârșit de săptămână vremea nu se schimbă prea mult. Rămâneți alături de mine pentru a vă spune care vor fi minimele și maximele zilei de mâine. În Lisabona și în Roma, mâine meteorologii anunță ploi și 18 grade Celsius. În Budapesta vor fi 14 grade, în München și în Madrid 13, iar în Paris 12 grade. În țară, vreme normală pentru această perioadă a anului. 9 grade anunță meteorologii în Iași și în capitală, 10 grade în Constanța. În Brașov, mâine vor fi 13 grade, în Cluj-Napoca 14, iar în Timișoara 16 grade. Și regiunea de nord-vest rămâne încă destul de călduroasă. 15 grade vor fi mâine în Sălaș și în Satu Mare, 14 grade în Maramureș, Bistrița, Năsăud și Cluj, iar în Bihor ceva mai călduț, 17 grade. Minimele vor coborî până la 1 grad Celsius. Minimele nocturne vor fi de 4 grade în Negrești, Oaș, iar în Satu Mare, Careș și Tășnat, 5 grade. Regimul termic la noi în județ nu se schimbă foarte mult, așa că vom avea 15 grade în Satu Mare, Careș și Tășnad, iar în zona Oașului 14 grade. Duminică se încălzește puțin, iar termometrele în județul nostru vor arăta 13 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți parte de un sfârșit de săptămână frumos! Acestea au fost informațiile serii. Vă așteptăm să fiți alături de noi duminică pentru edițiile speciale de alegeri. Dimineața o vom începe la ora 10, când veți primi informații despre turul 2 de scrutin, organizarea alegerilor și cine au fost cei mai matinali politicieni. Pe parcursul întregii zile vă vom ține conectați la evenimentele care au loc în tot județul. Să aveți o seară liniștită! Vestimentația prezentatoarei de știri este asigurată de magazinul Steilman.